Pentru a se lupta cu favoriții, târgovișteanul a fost nevoit să treacă de calificări, iar în ultimul joc preliminar a trecut de conaționalul său, Alexandru Marasin, la capătul unei confruntări pe care Erlich Junior a dominat-o autoritar. 7-5, 6-0 a fost rezultatul meciului din turul al treilea de calificări și sportivul legitimat ACS Târgoviște a obținut dreptul de a evolua pe tabloul principal. Aici însă Erlich a avut ghinion, urmând să dea piept cu Victor Ioniță, al patrulea favorit al turneului de la Poalele Tâmpei. Domnule Erlich, vești bune de la circuitul Future Romania. Fiul dumneavoastră, Laurențiu, a reușit să acceadă pe tabloul principal după ce ieri a reușit să obțină o victorie în două seturi în fața unui alt sportiv din România. Da, a avut o evoluție bună la acest turneu. În turul 3 de calificare a reușit să-l învingă pe Marasin Alexandru cu 7-5-6-0, calificându-se pe tabloul principal în proba de simplu, unde el va avea adversar pe favoritul 4, Ioniță Victor. Misiune grea pentru Laurențiu. Da, e o misiune foarte grea. Sorții nu au fost de partea lui. Chiar și în proba de dublu au căzut tot cu favoriții 4. Apropo de asta, asta e prețul pe care trebuie să-l plătească un sportiv în calificări până la urmă. Da, are deja 3 meciuri jucate, o oboseală acumulată. Cel care vine pe tablou principal vin mai odihniți, dar asta este situația.